Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunt convins că ați auzit la știri, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a luat în discuție problema traficului și consumului de droguri în România. Comunicatul de după ședință enumeră o serie de acțiuni care vor fi întreprinse în general pentru combaterea consumului de droguri. Se face o singură referire la traficul de stupefiante, undeva în paragraful 7 al textului. În rest, toate mențiunile sunt despre consum. Potrivit deciziilor luate în CSAT, guvernul urmează să ia așadar decizii pentru, citez, combaterea traficului și consumului de droguri. Va fi modificată legislația pentru, citez din nou, eliminarea lacunelor legislative, adică probabil înăsprirea legilor în domeniu, închiderea unor portițe, așa înțeleg eu. Ar urma să fie extins accesul la tratament și recuperare pentru consumatori. De asemenea, CSAT a decis și, citez, implementarea cu rigurozitate a Planului Național Cadru de Acțiune privind siguranța școlară. Adică un plan care prevede, printre altele, crearea de așa numite grupuri de acțiune, alcătuite din specialiști, cadre didactice, părinți și elevi, care să combată consumul de droguri, dar și bullying-ul și violența în școli. În același plan de acțiune la care face referire la CSAT, se stabilește și, citez, elaborarea unui cadru normativ care să faciliteze depistarea consumului de droguri în școli. La telefon este psihoterapeutul Eugen Hriscu, specialist în adicții. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! La prima vedere, CSAT... Bun, e bine că se ia în discuție această problemă, în sfârșit, la acest nivel. E într-un fel o recunoaștere a faptului că problema traficului și consumului de droguri în România reprezintă deja o problemă de siguranță națională. Dar la prima vedere, CSAT îndeamnă autoritățile române să se concentreze pe combaterea consumului. Despre trafic, puține mențiuni. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie elementele principale ale unei politici eficiente antidrog în România? Nu doar că se face referire extrem de mult la elementul acesta legislativ și de și de combatere, deci investiții în ceea ce s-a întâmplat deja până acum, foarte multă poliție, foarte multă intervenție din partea instituțiilor de forță, dar în aceea zi în care s-a întâmplat această ședință a CSAT, ministrul Justiției anunța 50 de posturi noi în cadrul DICOT, dintre care 25 posturi de noi procurori. Deci, practic, se merge în continuare pe această linie și singurele rezultate palpabile pe care le înregistrăm în momentul de față sunt sporirea investițiilor în aceste măsuri polițienești, care, practic, ne-au adus în acest moment unde ne aflăm, absența investițiilor în prevenire și tratament și persistența în investiția în procurori, poliție și așa mai departe. Totuși, remarc că acest paragraf pe care l-ați amintit și dumneavoastră, care vorbește despre garantarea unui cadru instituțional sanitar și extinderea accesului la tratament și serviciile pentru recuperare. Ceea ce garantarea mi se pare un cuvânt extrem de puternic. Este pentru prima oară când la acest nivel se vorbește despre tratament pentru problemele legate de droguri și v-aș ruga pe dumneavoastră presa să vă reveniți după 3 luni, după 6 luni și să întrebăm ce s-a întâmplat, să vedem ce s-a întâmplat cu această garanție, dacă ea s-a materializat într-adevăr în 50 de paturi noi, 50 de specialiști noi, 50 de programe de prevenire noi în România, pentru că deocamdată avem doar 50 de procurori noi. Da, foarte bună observație. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi urgența zero în domeniu? Primul lucru pe care ar trebui să se concentreze guvernul? Sunt două niveluri, cel instituțional și de organizare a sistemului și cel de servicii efective pentru populație. La nivel instituțional, avem urgent nevoie de o agenție națională antidrog civilă, adică care să nu țină de Ministerul de Interne. De ce anume să fie civilă și nu de la interne? Pentru că prevenirea și tratamentul se face cu medici și cu psihologi, nu cu polițiști. Nu poți să tratezi
oamenii pe care aceeași instituție după aceea îi bagă la închisoare. Pur și simplu oamenii n-or să vină la tratament, n-or să aibă încredere în tine. Dacă ești poliție, nu poți fi, nu poți fi cel care vine cu tratamentul. Da, chiar așa, în acest moment, domnule doctor, dacă ai, adică dacă ești dependent și te hotărăști să ceri ajutor și te prezinți la un astfel de centru, riști și o anchetă penală? Pe hârtie nu există acest risc. Dar la nivel de imagine, în momentul în care intri într-o instituție care aparține de Ministerul Afacerilor Interne, suspiciunea este foarte mare. Există oameni care nu apelează la serviciile medicilor psihiatri de teamă să nu ajungă datele lor publice și să se afle ca o tulburare mentală. Cu atât mai mult oamenii sunt extrem de speriați de posibilitatea de a avea un dosar penal pentru un consum de substanțe. Deci avem nevoie de această instituție care să facă prevenire și tratament și care să se afle sub umbrela Ministerului Sănătății sau sub umbrela chiar primului ministru. În al doilea rând, avem nevoie urgent de un centru de tratament al dependențelor cu paturi profesionist pentru minori. România nu are în momentul de față nici măcar un singur centru pentru copiii care au probleme cu droguri, de stat sau privat, deci practic în momentul de față un părinte care are un copil cu o problemă de droguri nu are un centru unde să îl ducă pentru a-și rezolva această problemă în România. Din experiență, cu bani sau gratuit. Da. Din experiența dumneavoastră directă, clinică, constatați o creștere dramatică a numărului de dependenți de droguri sau se încadrează în niște limite normale? Mă refer la, nu știu, ultimii ani. România raportează constant cele mai mici cifre ale consumului de droguri în populație. Din punctul ăsta de vedere, există o suspiciune că toată această iserie care s-a creat în ultimele luni, plus utilizarea morții a celor doi copii, a fost instrumentalizată pentru a obține mai mulți procurori sau pentru a obține mai multă vizibilitate pentru aceste instituții de forță. Avem totuși o problemă cu ceea ce se numesc etnobotanicele. De asemenea, cifrele oficiale ne situează ca fiind singura țară din Uniunea Europeană în care cel mai consumat drog sunt aceste etnobotanice și nu cannabisul. Din punctul acesta de vedere, avem o problemă și Asociația Psihiatrică Română a recomandat declararea consumului de etnobotanice ca urgență națională. Aceasta este adevărata problemă cu drogurile în România. Nu, adică trebuie să fim foarte clare asupra care sunt problemele și, din păcate, problemele generate de etnobotanice sunt atât de grave încât ar avea nevoie de niște structuri și niște sisteme specializate, pentru că pun probleme de psihiatrie, pun probleme de internare și cum noi nu avem aceste centre, aceste probleme nu ajung la noi. Da. Dați-mi un răspuns cu da sau nu. Autoritățile vă consultă pe dumneavoastră, pe colegii dumneavoastră, când elaborează legislație nouă în acest domeniu? În mod categoric nu. Absolut niciunul dintre colegii mei, pentru că suntem foarte puțini și mi se pare interesant cum CSAT-ul vorbește foarte mult despre recuperare, despre specialiști, despre prevenire în condițiile în care România se confruntă cu un deficit masiv de specialiști în acest domeniu, pentru că timp de 30 de ani nu s-a făcut niciun fel de investiție în prevenire și tratament. Deci ne cunoaștem între noi și vă pot spune că specialiștii României în prevenirea și tratamentul consumului de droguri nu sunt consultați când vine vorba de aruncarea pe piață a acestor măsuri, a acestor proiecte de lege. Uluitor. Mi se pare absolut uluitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru intervenție. La telefon a fost în direct în deșteptarea psihoterapeutul Eugen Hriscu, specialist în adicții. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.